Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local al orașului Târgoviște. Suntem în formație aproape completă, lipsește motivat domnul Drăgănuță, așa că putem începe. Ședința este statutară și așa că o să începem. Dați-mi voie, permiteți-mi, având în vedere că e prima ședință din acest an, să vă spun încă o dată la mulți ani tuturor, multă sănătate și permiteți-mi, vă rog, să dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2022. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Toate proiectele de hotărâre inițiate sunt inițiate de primarul orașului. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza orașului Târgoviște pentru anul școlar 2023-2022-2023. Proiect de hotărâre privind desemnarea celor doi reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al orașului Târgoviște. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. în vederea reînnoirii mandatelor de administrare. 5. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al SC Util Conseca SRL în vederea reînnoirii mandatelor de administrare. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor, tarifelor practicate de SC Compania de Utilități Publice Târgu Ocna în relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice. 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune stabilit în baza contractului numărul 56 din 05-01-2021 pentru imobilul teren situat în orașul Târgu Ocna, strada Costache Negri, zona bloc G3-G4, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului în care a funcționat școala 4 din strada Tisei, numărul 67, din orașul Târgu Ocna, și trecerea acestuia din domeniul public al orașului Târgu Ocna în domeniul privat al orașului Târgu Ocna în vederea demolării. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna la serviciu administrativ întreținut. 10. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personal din orașul Târgu Ocna în semestrul 2 anul 2021. 11. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol în anul 2021. Și 12. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Sunt ceva discuții cu ordinea de zi? Nu. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu am nimic care să aducă. Dau cuvântul doamnei secretar pentru discuții la procesul verbal, procesele verbale din ședințele. În luna decembrie, Consiliul Local a avut două ședințe, una ordinară și una extraordinară. Prima dată vă supun atenției procesul verbal încheiat la ședința ordinară din 16 decembrie 2021. Dacă aveți observații, vă rog să mi le comunicați. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Mulțumesc. Procesul verbal încheiat la ședința extraordinară din 22.12.2021. Observații, propuneri, modificări? Supun aprobări. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Cele două procese verbale au fost aprobate. Mulțumesc, doamna secretară. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna februarie. Comisia, ce comisia? Comisia juridică a fost favorabil cu 7 voturi pentru 7. Nu avem nicio comisie, discuții nu cred că sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Nu se abține nimic. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2022-2023. Comisiile, vă rog, comisia... Comisia juridică a fost favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Mulțumesc, domnule.
N-am mai avut nicio comisie. Discuții, dacă sunt, vă rog. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni împotrivă. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea celor doi reprezentanți în Consiliul Local în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Orașului Târgu Ocru. Tot Comisia... Comisia juridică a fost favorabilă cu 7 voturi pentru, 7 prezenți. Da. Discuții, stați acum. Propuneri, și vă rog, doamna secretară, persoane, se va exercita vot secret. Vă rog, propuneri pentru... Propun din part, în comisie să facă parte doamna Barna Miliana. O altă propunere? Propun de domnul Șilăt. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă rog să-mi permiteți să pregătesc buletinele de vot. Așteptăm, nu știu dacă avem două proiecte pe care inițial le-am votat în NADA. Sunteți de acord să trecem la 4 și 5 sau așteptăm? Și revenim la proiectul cu numărul 3? Da? Haideți să începem, că deja celelalte următoare două le-am discutat și le-am și votat în NADA. Nu știu dacă vor mai fi probleme. Deci punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice Târgu Ocru în vederea renoirii mandatelor de administrare. Comisia juridică. Comisia juridică a vins favorabil cu 7 voturi din 7 prezenți. Dacă sunt ceva discuții. Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul președinte, mă puțin, mi se pare că și aici tot vot secret cu persoane. Păi se declanșează procedura de evaluare a membrilor de... Da, și comisia de evaluare va acorda și prezente. Așteptăm atunci să vină la secretă. Puteți discuta, vă puteți discuta. Vă rog, domnul. Da, dacă sunteți de acord, putem trece la punctul 6. Ai mult de discutat, sau, mă rog, probabil că va fi de discutat. Haideți să... Da? Sunteți de acord? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor și tarifelor practicate de SC Compania de Utilități Publice S.A. în relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice. Comisia. Comisia juridică a fost favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Am înțeles. Și Comisia Economică, domnule. Comisia Economică a fost favorabil 7 voturi pentru 5 voturi pentru din 15. Discuții. Da, s-a discutat la comisie sau... Da, domnul Măncetă, vă rog. Da. M-am uitat pe niște prețuri și am făcut puțin comparație și cu prețurile pe care le oferă alte companii în alte orașe. Sunt puțin cam mari, având în vedere că este compania proprie și compania proprie câștigă, să zic, din două părți. Sau pe noi cu noi ne costă aproape tuturor, decât la Târgănești. De asta, mi se fac prețurile cea mare. Mie cel puțin. Nu știu dacă ați făcut comparație cu alte locale. Da, am înțeles. Mai dorește cineva? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Un vot împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, doamna secretară, au fost... Foarte aici. Nu, cu 6 la 6. Ema, te rog, ajută-mă tu cu buletinele. Deci, cât din 6 și un vot împotrivă la domnului. La punctul 6. La punctul 6. Haideți să revenim atunci la punctul 4. Vă rog, doamna secretar de amcastru. Dacă sunt complicat, Acum supunem la vot proiectul de hotărâre cu cele două propuneri pe care le-am votat. Cine este pentru? Împotrivă? Nu se abține nimeni, este așa. Proiectul de hotărâre a trecut. Așa. Proiectul numărul 4. Revenim la 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al SECE, Compania de Utilități Publice Târgu Ocnea de Sar, în vederea reînnoirii mandatelor de administrare. Doamna secretar general. La fel, am nevoie de 3 propuneri, 2 pentru membrii titulari, 1 pentru membru suplean. Vă rog frumos. O să trebuiască să, dragi colegi, să facem propuneri și pentru... Egal. Și pentru util Conseca. Dacă doriți să fie aceiași membri... Se poate? Da.
Deci doi membri plus membru suplean? Da. Propunere. Vă rog. Propun pe domnul consilier Traian Ursu la companiile publice. Și dincolo? Dincolo propuneți tot pe dumneavoastră sau pe altcineva? Tot pe dumneavoastră. Tot pe dumneavoastră? Vă rog, alte propuneri. Doamnă, doamnă. Propun pe domnul viceprimar, cu curviere. Da. Calitate de comisie. Pentru ambele comisii? Pentru ambele, da. Cum se propune? Înțeleg că au fost cele două propuneri pentru membrii titulari și pentru membrii suplean. Nu vrea nimeni? Hai, trece. Rusu Mihai? Propun pe domnul Rusu Mihai. Nu vrea nimeni. Mai sunt și alte propuneri. Pentru ambele, pentru ambele să încercați. Propunerile sunt. Da. De domnul consilier Traian Ursu, domnul viceprimar grupul Viorel și domnul consilier Tursu Mihai. Haideți să continuăm, dacă vreau. Sunteți de acord, da? Așa. Domnilor colegi, domnilor. Punctul 7. Punctul 7. Bine. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune stabilit în baza contractului numărul 56 din 5-a-2-a-2021 pentru imobilul teren situat în orașul Târgu Una, strada Costache Negri, zona bloc G3-G4, oraș Târgu Una, județul Bacău. Comisia juridică... Comisia juridică a fost favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Și Comisia de urbanism? A fost favorabil cu unanimitate. Mulțumesc, domnule. Discuții. Și economică. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Dacă este cineva, nu se abține. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului în care a funcționat școala numărul 4, strada Tisești, numărul 67, din orașul Târgu Una și trecerea acestuia din domeniul public al orașului Târgu Una în domeniul privat al orașului Târgu Una în vederea demolării. Inițiatorul primarul orașului Târgu Una, Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică a fost favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Mulțumesc frumos. Comisia de urbanism? A fost favorabil în unanimitate. Mulțumim. Comisia Juridică, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumim. Discuții dacă sunt pe proiect. Nu sunt. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Nu am limitate. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al avocatului de specialitate al primarului orașului Târgu Una, serviciu administrativ întreținere. Inițiator primarul orașului, Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică a fost favorabil în unanimitate. Comisia Economică, domnul președinte. Comisia Economică are avis favorabil 5 voturi pentru 5 prezenți. Mulțumesc. Discuții. Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. 16 voturi. 10 rapoarte. Astea sunt doar rapoartele. Atunci o așteptăm pe doamna secretar general cu cele două proiecte. Dacă sunt ceva discuții la raport, nu cred. L-ați citit, l-ați primit. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personale. Raportul de înscriere a datelor în registru avid. Dacă sunt discuții pe tema asta, nu sunt. Vă mulțumesc. Așteptăm pe doamna secretar general cu buletinul de vot.
Dacă vreți să terminăm așa, vă rog. Niciun fel de rămân. Haideți, dacă aveți, la punctul 12. Da. Întrebări, interpelări, răspuns. Da, am eu. Vă rog, domnul. Domnul primar, reluăm două probleme care am discutat la Cerut și acum o lună, în numele așa Comisiei de Urbanism. Unul era vorba de garajul pentru doamna garajul, de locul de parcare pentru doamna Alexandru și n-a făcut nimic, a trecut o lună. Și vă rugăm, eu în caz social, poate găsiți o soluție provizorie, măcar. Și doi, legat de reabilitarea termică a blocurilor, între timp am apărut și PNRR-ul. Este o problemă stringentă. Dacă aveți noutăți aici cu reabilitarea, mai ales în contextul creșterii prețurilor la energie, deci chiar asta este soluția cu care putem noi contribui, ajuta la acest lucru. Atât aveam. Mulțumesc. Domnul Aparaschi. Domnul primar, care mi-au adus la cunoștință. Dacă s-ar putea în zona autogării, puțin plombată strada, de acolo sunt niște glori mai aici. Chiar dacă nu-i perioada de reabilitare, asfaltare, dar vreau o soluție cât de cât să fie plombate. Zona autogării, dinspre... Mai lucrurile mai distrus. Da, și partea. Cât de cât, măcar un pic, să fie intervenit. Mulțumesc. Altcineva, vă rog. Da, domnul. Da. Vă rog, domnul. Scurt, dacă nu scurt, nu, cum doriți. La casa am putut, la casa au reținut bani. Din ajutoare de încălzire, cu promisiunea, când se bagă să rețină până în cercetul. Asta e un lat cu bani invitați, reținut ca să zic, și nu s-a venit de urmă, nu s-a învățat Pentru cea de-a doua, da? Deci, primul buletin de vot, 103 ani cu Biorel,
Domnul Rusu Mihai. Cel de-al doilea identic. Al treilea de asemenea. Al patrulea buletin de vot. Tot Ursul Bucur și Ursul Plean. Am să vă comunic cum până există vreo modificare. Ursul Traian 16 voturi, Bucur Viorel 16 voturi, pentru membru suplean Rusu Mihai 16 voturi. Asta este pentru compania de utilități publice. Pentru Conseca, propunerile sunt aceleași așa cum știți. Conseca, membri titulari Ursul Traian, 16 voturi, Bucur Viorel, ca membru titular, 16 voturi, și membru suplean Rusu Mihai, 16 voturi. Da? Da, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Utilități Publice Târgu-Ocna S.A. în vederea reînnoirii mandatelor de administrare cu cele două propuneri de care le-am votat. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Nu se abține numărul. Unanimitate s-a votat. 5. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație al SCU Tim Conseca SRL în vederea reînnoirii mandatelor de administrare. Cele două propuneri au fost votate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni împotrivă. Unanimitate, domnul Conseca. Vă rog, domnul Mocica. În care s-a înțeles primele două probleme, aș vrea răspuns și pe urmă tot așa. Adică să obțin și un răspuns în această ședință. Da. Adică au trecut aproape 5 luni de când s-a dat startul la reajutarea străzilor, de făcut piste de biciclete, un lucru foarte frumos și în ce stadiu sunt? În primul rând, vreau să răspund domnului consilier local Antohiei cu cele două probleme. Echipa tehnică de la administrare drumuri a fost și a verificat situația din nou în teren la acea proprietate pe care o solicită doamna. Faptul că
că în spate acolo e o aglomerație destul de puternică, dar pentru ce a solicitat dumneaei, pentru a avea acces ambulanța sau mașină care să o poată transporta în regim de urgență atunci când perioada lui apare această situație, permanent în fața scărilor de bloc, în toate incintele, că asta am verificat, e asigurat spațiu de parcare pentru o ambulanță sau autospecialele cu destinație transport persoane, fie cu dizabilități sau fie persoane cu diverse lucruri medicale. Suntem în procedura de finalizare sau de lucru a proiectului cu amenajarea parcărilor și odată cu el vor fi trasate locuri speciale pentru așa ceva. Până atunci, spațiul este public, nu am putut să oferim un spațiu acolo pentru că nici celelalte nu sunt închiriate. Și atunci lucrul ăsta... E doar urgent procedura asta. Suntem în graficul. E problema întregului oraș. Deci. Da, așa este. Pe partea de reabilitare blocului. Și în bugetul anului 2021 a fost o sumă prevăzută pentru a putea face documentații și depunerea unor proiecte cu privire la anveloparea blocurilor pe finanțările europene sau guvernamentale, pe programele care vor fi lansate. Nu s-au lansat. Acum am văzut că și pe Planul Național de Reziliență PNRR, dar și pe viitoarele fonduri guvernului ăsta europene, se prevăd acolo axe în această direcție. Sau am prevăzut deja în proiectul de buget pentru 2022 și care acum se află în dezbatere publică o sumă pentru a începe documentațiile și așteptăm să vedem exact ce vor cuprinde caietele de sarcini. Trebuie să nu le scăpăm. Da, e foarte important, dar încă o dată reamintesc pentru că indiferent ce vom putea face noi, în primul și în primul rând trebuie oamenii să fie conștienți proprietari, să reușească și să treacă peste orgolii, peste vechile obiceiuri sau vechile istorii și să accepte constituirea în forme asociative. Fie de scară, ideal ar fi pentru bloc, pentru că poți trata blocul de-a trebuit. Și când faci un proiect și costul... Dar cred că e obligatorii de bloc. Este obligatoriu, e greu, se formează greu, pentru că încă mai oamenii sunt așa cum sunt. Mai sunt și multe apartamente goale. Noi de la Invoții și Taxe am încercat să identificăm, odată cu finalul anului 2021 sau începutul anului 2022, toți cei care vin să achite impozitele sau ne contactează cu diverse, pentru diverse servicii, pentru apartamentele goale să avem datele de identificare a lor. Cu tot ce înseamnă adresă de poștă electronică, telefon de contact, pentru că sunt foarte mulți din alte localități care au diverse proprietăți. Și atunci măcar să-i avem și să le punem la dispoziție cu comitetul ăla de organizare ca să poată să se constituie în asociații de proprietari. Asta ar fi pe partea... În ceea ce privește, domnule consilier, plombarea de la Muzgată. Strada Maiorușiță, datorită traficului greu, s-a înrăutățit, dar ea face parte din proiectul de valorificare a potențialului turistic. Amplasamentul este predat constructorului. El deja a început parte de documentații și de actualizarea planurilor sale și a lucrului. În luna decembrie a solicitat, datorită fenomenelor meteo și știți cu toții că în perioada de iarnă se solicită suspendarea activității. Și acum suntem în perioada de suspendare. Imediat ce vremea va permite și temperaturile vor fi pozitive, cu adresă de la Inspectoratul de Stat în Construcții, se va relua procesul de ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Să știți că și acest proiect, dar și celelalte proiecte cu finanțare europeană sunt monitorizate permanent de către finanțatori, de către inspectorii ADR sau inspectorii guvernamentali care vin și săptămâna trecută am avut vizită în teren și verifică și dacă ei fac descărcările de etapa respectivă, asta înseamnă că suntem în grafic. Eu știu că presiunea este mare, vom încerca să vedem cum putem să, acum fiind predat și amplasamentul, să vedem cum putem să, mă rog, să îmbunătățim acolo un pic situația, nici a turna acum în perioada asta de rece, doar pur și simplu să zici că faci ceva o lucrare cât să asiguri până la prima ploaie sau până la primul îngheț. Mulțumesc. Iar în ceea ce privește ce a solicitat domnul Măciucă, informația este eronată, domnul Măciucă, așa cum face de fiecare dată. Nu s-a oprit niciun ban de la niciun beneficiar al drepturilor de la sfârșitul anului. Banii lor au fost
prevăzuți în statele de plată, iar cei care au achitat și-au achitat debite din urmă. Deci debite de la amenzi, de la impozite, de la diverse alte accesorii pe care le-au primit și nu au fost, nu v-am întrebat. Nu v-am întrebat. Ceea ce zic că e cu totul diferit. Să-ți luați cerul răspuns. Eu știu că dumneavoastră... Domnul, ați cerut răspuns. Nu mai dat. Deci eu v-am dat un răspuns oficial. Ceea ce cer informația pe dumneavoastră, verificație. Doi, situația acelor oameni care locuiesc în acel imobil, cu toate problemele dânșilor, a făcut obiectul și a unei plângeri și a unei sesizări la corpul de control al primului ministru și s-a pornit întreaga procedură, corpul de control a venit prin prefectură și cred că la finalul anului 2021 o echipă de inspectori de la prefectură și cineva de la un inspector guvernamental nominalizat a venit și a făcut verificarea în teren. A preluat toate documentațiile, noi am prevăzut, le-am prezentat tot ce a făcut acolo și care este situația acelui imobil și așteptăm și noi să vedem punctul de vedere final. Deci, în rest, nu deformăm realitatea. Investițiile orașului acolo sunt în jur de 700 de milioane vechi, dacă nu spre miliard, care au constat acolo în diverse lucrări pentru îmbunătățirea situației, bani făcuți din bani publici. Iar ei ce au recuperat, ce am recuperat noi din contractele de închiriere, sumele sunt foarte, foarte mici. Nu ar fi nici măcar inclinatul pe care îl punem acolo la dispoziție pe hol. Vă rog, domnul, dacă vreți să vă replic. Da, am înțeles. Aș dori, dacă se poate, sau sugestie, mai bine zis, dacă curtea liceului tehnologic să fie degrevată de utilajele care sunt și mutată de la fosta poliție care stă degeaba. Și tot acolo s-a solicitat odată ca să li se dea un spațiu să se folosească de el și să lăsăm liceul tehnologic. Poate intră într-un proces de renovare, că la bugetul trecut i-am alocat bani, dar nu s-a întâmplat nimic. Iar și o informație deformată. Ia, da. Haideți să nu facem afirmații gratuite. Liceul tehnologic a fost sprijinit cu sume de la bugetul local pentru reabilitările lor de care au avut nevoie și s-a amenajat bibliotecă, s-au amenajat holurile acolo, li s-a mai montat ce au avut ei nevoie pe bază de comandă, care au fost făcute lucrările de către Util Conseca și relația cu managementul școlii este funcțională. Am avut discuții și pe partea de organizare a acestei curți și s-a găsit soluție împreună cu managementul de la Util Conseca. Și așa, în acesta vom face, vom sprijini instituțiile de învățământ cu bani de la buget pentru nevoile necesare, iar e clar că acest tip de învățământ, liceul tehnologic, are nevoie de un proiect grandios, un proiect de reabilitare din temelii, așa cum au suferit și cele de la grădiniță și de la Colegiul Național și școlile. Până la ora actuală nu a fost nicio linie de finanțare pe aceste tipuri de licee tehnologice. Se pare că va apărea pe învățământ, pe exercițiul ăsta 2021, care e 2022-2027, pe fonduri europene. Suntem cu armă la picior, suntem în permanentă discuție și cu cei de la Consiliul Județean, știți că acolo proprietatea este a Consiliului Județean, ei au spus că nu încurcă cu absolut nimic bună de desfășurarea unui potențial proiect, poate chiar vin și ca partener în derularea sa, așteptăm acum linia de finanțare să se deschidă și să vedem ce, cum putem să o construim. Dar noi putem depune proiect? Păi deocamdată... Poate eu întâlnă oamna, dacă nu suntem proprietari? Păi nu, suntem administrator și cu, ne comportăm da? Ca un bun proprietar, cu acordul Consiliului Județean, sigur că da, deci în ceea ce privește... I-am cu proprietari da, cei de la da, da, acum vedem, dacă se vor lansa, sunt așa am discutat cu conducerea județului, dacă se vor lansa proiecte care se adresează consiliilor județene cu destinații și ei pentru sistemul de învățământ, aplică ei ca și proprietari. Vedem. Pe ce... Deci avem mai multe variante teoretice. Deocamdată avem da, așteptăm aceste lansări. Uităm că avem nevoie de meseria. Avem nevoie, da. Și ca peste tot în țară și într-un fel a fost vitregită, ca să spun așa, instituția de învățământ de la liceu tehnologic. Da, ea acolo... Pentru celelalte instituții am putut accesa fonduri, acolo nu s-au accesat fonduri, nu este niciun proiect.
Nu există, pentru că n-a fost o linie. În sensul ăsta. Iar acolo, cred eu că cu ce am discutat cu... Înțeles că au clase de mecanici, de spălători, de bucătari. Da, da. De industrie ușoară. Da. Eu cred că acolo trebuie gândit un proiect integrat. Corpul de învățământ principal nu mai corespunde nevoilor de actuale, pentru că el a fost un corp transformat din vechi internat ce a fost acolo, în alte sări. Și eu cred că acolo trebuie, pentru acest colegiu național, pentru acest liceu tehnologic, să facem un corp de clădire nou, calculat cu, după noile norme și după noile funcționalități. Acolo este un hol foarte îngust, ăla n-ai, indiferent ce să faci, structura spațiului ăla nu permite să o modifici. Nu doar culul, știți, sălile păi nu, și sălile sunt... Deci copiii nu au nici măcar bănci duble individuale. Da, tot nu e odată. Au fost dormitoare. Deci, de vedere al DSP-ului, sigur. Ele s-au adaptat în timp, a fost o funcționalitate, dar iată că acum a fost schimbat. Trebuie problema asta, chiar. Sunt cei mai dintregi. Am înțeles. Vă rog, domnule, să mă mânce. Deci, afirmația că... pe care a spus-o cu locurile de parcare suntem în grad, nu este adevărat. HCL-ul este din 2014 și toată lumea așteaptă să fie pus în practică. Aș vrea să știu câte cere pentru cumpărarea locuințelor ale s-au făcut până acum. Serviciul urbanism ne poate spune, deci întreg un plec. Câte cere, știți? Stați un pic aici, suntem la întrebări și răspunsuri. Statistica nu avem acum prezentă. Vă întrebați servicii de specialitate, cu aproximație. Sunt cereri depuse pentru cumpărarea locuințelor AMM și câte sunt? Nu domnul primar nu poate răspunde. Întrebarea este adresată dumneavoastră. Vă ordonă să nu răspundeți, nu răspundeți, da? Să-și cum suntem în armată, nu suntem în urmă. Domnul președinte, răspunde la întrebare sau? Sunt depuse cere, nu am un număr fix. Nu am stat să le număr. Sunt centralizate, sunt depuse în dosar și în momentul în care se... Deci nici măcar cu aproximație, nu se știe, da. Am vrut. Se știe, domnule consilier. Haideți, nu mai puneți așa. Se știu foarte bine că nu suntem... statistica știu să o zicem. Și veți fi informat primii... Ne urmăresc oamenii și vor să știe, pentru că sunt interesați să cumpere aceste locuințe. Persoanele care au fost... Măsurile necesare. De asta. S-au depus 18. Ce mai trebuie să... Păi dacă nu știți dumneavoastră... Întreb. De asta, nu știu, că dacă aș ști, n-aș întreba. Deci persoanele care au depus cerere au fost consiliate și au fost, li s-a prezentat exact evoluția situației. Veți fi primii din Consiliul Local, deci care veți afla, un număr și care va fi calendar. Vreți neapărat să-l aflați sau vreți să-l aflați? Da, neapărat să-l aflați. Ascultați, vă rog frumos să mă ascultați. Vreți să-l aflați sau vreți să-l aflați ca să vadă cineva că ați aflat? Sau ce vreți, de fapt? Vreau să-l aflați. Dacă doriți neapărat să-l aflați, îl puteți afla, vă garantez. Duceți-vă și-l aflați, sigur. Văd că vreți să-l aflați neapărat aici, când vreți să-l spuneți. Vă rog să puneți întrebări câte doriți, dacă mai aveți întrebări. Da, bineînțeles. Vă rog, vă rog. Către doamna secretar general, aș vrea să știu dacă se urmărește atent procesul cu Agenția Națională de Integritate a fostului primar Ștefan Chilochi, dacă îi se va lua funcția de consilier local, atunci voturile lui dânsului vor fi bune. Urmăriți procesul? Atâta timp cât există un proces pe rol, procesul își urmează, așa, hotărârea se va pune în aplicare de la data rămânerii definitive. Iar hotărârea instanței va fi comunicată instituției prefectului. Iar din acel moment, dacă hotărârea va fi în defavoare, atunci domnul Chilochi va mai putea exercita mandatul de consilier. Dar până atunci, dânsul își exercită un mandat pe fel valabil. Am înțeles. Există prezumția de nevinovăție. Exact. Da. Iar decizia instanței este comunicată în primul rând instituției prefectului și prin intermediul instituției prefectului este comunicată primăriei. Și domnul Măciu. Mulțumim, domnul Măciu. Am înțeles, mulțumesc. Dacă mai e cineva... Da, tot eu mai am. Domnul președinte, am vă rog tema să aici. Mai este și domnul Babi, mai aveți... Se grăbește domnul Chilochi. Vă rog, dacă nu mai aveți. Aș vrea să avem acces, noi consilierii
sau cel puțin eu, la minuta ședințelor cu oamenii de afaceri care a fost ținută în primărie și la doleanțele cetățenilor asupra bugetului. Să ni se transmită temeie fiecare ce și-a dorit să fie în orașul Târgova. Cred că trebuie să știm și noi, consilierii, ce dorește alții, da? Mulțumim. Domnul Abadu, mie mi-a lipsit puțin dezbaterea din ședința asta. E prima ședință în care n-a spus nimeni nimic, care mica bună a fost anonim. Și e o întrebare legată de rolul Consiliului Local. Consiliul Local ar trebui să dezbată niște proiecte și întrebarea este proiectul cu stații de reîncărcare. De ce nu l-ați adus în Consiliul Local? Către domnul primar. Adică am văzut că ați angajat niște plăți fără să veniți în Consiliul Local pe acest proiect. Din ce motiv? Pentru că nu am ajuns în etapa asta. Și n-am angajat încă niciun bar. Mi-a spus două... E părerea mea asta. Nu mai luați informațiile din presă și nu le mai luați așa din zbor. Sunt două achiziții e care au făcut de presa. E părerea mea asta. Cum? Deci nu s-au făcut achiziții. Deci întrebi întrebat să zic achiziții. Nu, lăsați, domnul primar, lăsați achiziții direct spre proiectul ăsta cu stațiile de reîncărcare. Nu, am auzit foarte bine, dar nu facem mai dezbatere după ce ne-ați lansat tot felul de acuzații în spate. Răspunsul e simplu, ați răspunsul e simplu, îl primeați la ședința de comisie, dacă chiar aveți o curiozitate. Domnul primar, vă mulțumesc. Dați-mi acum, că nu am primit nici acum, nici la ședința de comisie. Doriți să răspundeți? Nu. Dar de ce nu doriți? Sunt două... Adică v-ați subordonat dumneavoastră? Nu, nu, dar e întrebare venită de la Consiliul Local. Nu, nu, două, e venită de la dumneavoastră, nu de la Consiliul Local. Eu nu sunt de persoană fizică. Bine. Da, e o întrebare de bun simț adresată executivului. Ați angajat 210.000 lei cheltuieli pentru proiectul de stații de încărcare sau nu? Și dacă nu, dumneavoastră spuneți nu. Asta e spus, doamnă. Mai doriți ceva? Mai doriți și altceva, da. Nu m-a scris. Altcineva, vă rog, dacă vă este. Eu aș avea o întrebare, domnul primar. Observăm cu toții în localitățile vecinate cu noi și în apropierea noastră, Dărmănești, Tofteana, chiar, Comănești, Moinești, au accesat fonduri pentru extindere rețele de gaze la Dofteana, de exemplu, am văzut pe rețele de socializare, a fost ceva grandios, am putea spune, de vreo 60 ceva de milioane de lei. Dărmănești are proiect, Comănești, chiar Comăneștiu, domnul consilier, vă rog, Comăneștiu acum în martie, am înțeles că chiar se încep lucrările de extindere de gaze. Dacă puteți să ne spune, avem și noi multe străzi în Târgu Ocna fără gaze. Cred că jumătate, nu știu dacă din străzile periurbane și urbane, cred că există peste tot gaze, dar din străzile periurbane, cartiere, cred că mai mult de jumătate nu azi. Da, avem mai multe cartiere, Gura Slănic, da, Tăpuri, Tăpuri, parte din Poieni, parte din, Poieni, parte din Țărăguța și mai sunt capete de străzi prin toate celelalte cartiere, și Gălean și Tisești, în care nu sunt. Haideți să încercăm să facem ceva în legătură cu asta. Că... Finanțarea pentru aceste proiecte de extindere a cartierelor întregi nu a fost. A fost, dar nu a fost eligibil. Iar acum legislația anului 2021 s-a schimbat. Dacă inițial a fost ca operatorul să facă extinderea de rețea pe cheltuială proprie în primă fază, da. După s-au schimbat normele și acum operatorul poate să facă pe cheltuiala proprie, dar în limita bugetului pe care l-au ei alocat anual, iar dacă locuitorii sau beneficiarii doresc într-un timp mai repede, pot să susțină ei cheltuiala de integrală de extindere, operatorul urmând să deconteze termen de 5 ani, parcă contravaloarea acestei investiții. Haideți să încercăm să-i sprijinim cumva.
Noi am sprijinit tot ce a fost până acum, extinderile și capetele de rețele. Operatorul EON, care e la noi în zonă, a făcut și pe cheltuială proprie, a făcut câteva extinderi pe câteva străzi, sunt și câteva investiții în regim privat și urmează să-și recupereze sumele. Și vreau să fiți convinși că orice proiect pe care îl putem accesa pentru extinderea rețelei de gaze vom face. Comuna Dofteana aia nu a avut gaze și este un proiect integrat la nivel de localitate. Noi avem rețele de gaze, deci nu am putut să spunem un proiect integrat și de aceea noi trebuie să mergem doar pe partea de extindere. Extinderile au avut altă finanțare. Eu am înțeles la Comănești că au mers pe legea ordonanței de guvern, ce a fost dată de guvernul Orban și a mers pe acea ordonanță. A fost o chestie în formă de un an și jumătate pentru extindere rețelei. Eu vă pot informa eu, pentru că cu asta din păcate și în domeniul ăsta se schimbă legislația anuală. Deci cei care au pornit Comăneștiu și Târnăuște au pornit o legislație din de-acu 2-3 ani. Și de-abia acum intră în execuție, că așa e la noi. Proiectul durează 10 ori mai mult decât execuția, din păcate, în orice domeniu. Și aprobările și tot. Deci legislația pe care au accesat fonduri Comăneștiu și Dărmăneștiu, e de mult anulată prin alte legislații noi. Într-adevăr, și în orașul nostru, practic, ieșirea spre Bârsănești, ieșirea spre Vișoara, ieșirea spre Slănic, n-au gaze. Deci ieșirile astea, plus cartierul întreg, Păcuri și o parte din Poieni și Țărâncuța, o parte. La 30 decembrie, guvernul a dat o urgență care a modificat iar parcă nu mai era nevoie, iar legea energiei și în domeniul gazelor iar a modificat-o. Așteptăm normele de la NRE, suntem toți blocați vreo 3 luni, pentru că așa, normele de la NRE, de aplicarea acestei ordonanțe de urgență. Normele trebuie să iasă în 60 de zile, 90. Dar am mai spus-o aici și primăria știe, sfătim persoanele fizice să adreseze direct de Elgaz, să acceseze, dacă nu ajutăm și noi online, să depun actele online și asta vor veni aprobări. Da, deci asta e. Noi cu departamentul tehnic am anul trecut a fost o situație favorabilă, se decontau tot, acum se pare că din anul ăsta se așteaptă norme, nu se va mai deconta decât parțial, nu se vor deconta aceste cheltuieli, vedem normele și asta. Și uitați, scumpirii gazelor, oamenii chiar vor... Și spuneam chiar acum noi că până în 3 km, deci orașul nostru eligibil în totalitate, ar fi fost gratuit până în 3 km. Deci intrau și Păcuri, intrau toți. Dar, din păcate, s-a modificat legislația, să o vedem acum actual. N-a apucat, pentru că cele sunt foarte mari la nivel național, s-au ținut discuții. Deci, n-au apucat să intre toți cei care au solicitat anul trecut la nivelul țării, cred că au intrat la gratuitate, maxim 20-30%. Ceilalți care și-au achitat au intrat mai repede și vor primi banii în 5 ani. Deci cam asta e situația. Din păcate. Da. Deci se depună oamenii, cereri cât mai repede, nu contează lui. Chiar băgam că e la fundul Vișoarei, pe strada aia se depună și așteptăm de la gaz. Cererea dar nici măcar măcar, dar de la gaze nu vine. Deci nu întârzi și asta, da, pentru că ei au un fond anual de reparații și investiții noi și care bineînțeles că a fost cheltuit imediat. Ați avut discuții și la televizor, se plâng furnizorii că nu mai au fonduri pentru a face aceste lucruri gratuit. Chiar dacă legea le-a dat voi în anul 2021. Și se pare că vor intra ăștia 21, 22, 23 legea veche, care sunt înregistrați acolo, sunt obligați să le facă, dar nu se știe când. Deci nu dau un termen. Iar legea nouă e mai defavorabilă, din păcate, votată în ultima zi a anului, așa e la noi, în ultima zi a anului, o las de urgență, modificarea legii energiei, în mai multe domenii, da, și în care și acasă. Da, mulțumesc, dacă mai ai domnul consilier. Domnul consilier, vă rog. Domnul președinte, referitor la gaze, mi-a dorit să apreciez activitatea executivului în acest domeniu. S-a continuat cu primirea cererilor de la cetățeni și este bine ca toți care cunoașteți cetățeni care doresc să acordeze la gaze, să depună această cerere.
pe POR, unde s-a putut face investițiile, au două condiții, să fie peste 3.000 de abonați, Boca nu s-a încadrat acolo, să aibă un serviciu propriu de administrare a acestei rețele. De aceea, haideți să cunoaștem exact ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și eu sunt de acord să ridicăm executiv atunci când nu face ceva. Dar atunci când face, să apreciem și ceea ce s-a făcut. Dacă mai știți cetățeni care doresc, pentru că trebuie până a avut o situație specială, și vreau să amintesc că în anii 96, când am făcut stația de gaze la Poieni, n-au vrut să se înscrie cetățeni. Alegerile sunt la noi, nu ne trebuie gare. Și știți, și de la Pucă, și de la Poieni, aveam stația și nu s-a scris nimeni. A apărut acum această dorință de a se raporta la gaze și este foarte bine. Dar trebuie să înțeleagă că trebuie să depună cerere fiecare cetățean, separat. Cu documentul de proprietate, cu documentele care sunt cerute acolo. Cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai bine. Din păcate, pe Porme nu ne-am încadrat, n-am reușit să avem 3.000 de abonați. Atunci când discutăm de localitățile învecinate, și văd că s-a făcut așa o modă pentru anumiți consilieri, din poate necunoaștere sau din dorința de a arăta că alții fac și noi nu facem, la urmă, noi nu suntem veniți aici să criticăm orașul. Eu trebuie să arătăm ce este rău, dar să arătăm și ce este bine. Și atunci când arăți cu degetul spre orașul tău, știți, nu este foarte bine. Ei au avut pentru că nu au niciodată gaze și au întrunit acele condiții făcute pe POR. Vă rog tare mult să aducem critici atunci când ele sunt necesare, dar să și... Nu am fost o critică, domnule. De acord. Deci rugămintea este. De parte, nu am fost o critică. Am, nu, domnule. Ați amintit și noastră localitate, eu știu că aveți de obicei față de rând, știu că aveți. Dar de acord, de acord. Dar intrat și n-am amintit. Știți cum facem bine? Dacă aducem 20 de, convingem 20 de cetățeni de la Gura Stănicului să facă cereri, sau de la Gălean, sau de unde. Ascultați aici, eu vă spun clar, vă dau exemplu. Fulga de la Gura Stănicului mi-a făcut socoteală. Doamne, pe mine îmi costă gazul de la poartă până în casă, la vremea era 2000 de lei. Cu 2000 de lei eu cumpăr 20 de ani cât mai trec butilii. Asta a fost calculul. Pădurea era aproape. Am înțeles. Da? Și atunci, haideți să convingem cetățenii și când avem cererile toate puse pe masă, de la fiecare cetățean și dorința lui de a suporta cheltuiala de la stradă până în casă și executivul nu face, atunci... Să vă dau și un exemplu. Da. Să vă dau un exemplu. Da, mulțumesc. În țara Încuța s-au depus cereri, au venit de la Ion, chiar s-au deplasat de la Ion, toată lumea dorim gaze, tu cum vrei, tu așa cât. Păi după aceea, sunt acolo, așteaptă undeva când vor avea bani. E o situație... Sunt nume registrate acolo, e bine că au intrat în tren, asta e foarte bine. Dar la țară Încuța, când Pintilie, mă spuneam, când Pintilie a băgat gaze acolo, n-a vrut nimeni gaze. Da. Și s-a condus, că s-a calculat conducta pentru Pintilie, da? Și acum vor toți. Haideți să fim realiști. E și o situație pe care nu avem cum să o înțelegem, în primul rând, noi, ca oameni care suntem angrenați în aceste lucruri. Pentru că, așa cum a spus domnul consilier, legislația se schimbă din 6 în 6 luni sau din cât s-a schimbat. Cetățenii, a fost pe legislația atât, domnule, facem centralizatorul la primărie, fiecare a plătit o chitanță de 10 lei, nu știu cât era, 7 lei, care era nu tăiată de primărie, ci era tăiată de operator, de Eon. După ce s-au dus documentele acolo, a venit un aviz de principiu, în, cred că, nu știu, mai, iunie 2020, în care spunea, da, eu nu este de acord, dar investiția să o facă comunitatea locală din bani proprii. A fost pe legislația de atunci. Venise chiar avizul de principiu, nu mai țin minte principiu, 2020 a venit. După care s-a schimbat legislația, a zis, nu mai trebuie ceva aia. Lasă că facem un alt tip de centralizare. Dar e gratuit tot, inclusiv ce? Clar, oamenii ce doamne au dat 7 lei, 10 lei, gata, asta e. Iarăși am făcut un rând de documentații să-i trimitem. Dar vreau să știți un lucru, că departamentul relații cu publicul și cel direct la ghișeu sau așa cum funcționăm acum în regimul ăsta de pandemie și tot ce înseamnă ghișeu relații cu publicul în regim electronic, transmitem și consiliem cetățenii pe soluția care se află la acest moment. Și i-am direcționat către EOR. Dacă oamenii au o problemă și nu reușesc să-și completeze dosarul ăla, să-l formeze, avem un om de aici care poate să-l ajute. În care zice, bun, noi trebuie să pui cererea aia în spate documentul de proprietate, și în spate... Dar e departamentul la noi. De prin registratură, omul când ajunge, este chemat colegul nostru care se ocupă de asta și să îi pregătească un pic dosarul. Că la EOR știți cum e, te-ai scos bon de ordine, dacă nu ești așa, te-a scos imediat afară.
E și o perioadă acum total dificilă, pentru că instituțiile sunt blocate, nu îți mai permite interacțiunea directă cu funcționarii de acolo sau cu operatorii, pentru că totul se duce în zona asta online. Și atunci, de aici e această sincopă. Mulțumesc! Referent, ce a depus cerere anul trecut, a intrat în, a urcat în tren. Când va fi, va fi, va fi gratuit, asta e foarte bine. Delgazul scoate din două săptămâni și chiar urmăresc personal la licitația acestei lucrări. Dar ei scot, de exemplu, la nivelul întregii țări câte 5, 6, 7 extinderi de rețea. Vă dați seama că atâta au bani. Vă dați seama când va veni rândul la Sărâncuța, dar va veni, sau la Vișoara, dar vor veni aceste rânduri. Și, dar în schimb, de acum, de la 1 ianuarie, situația mai defavorabilă. Nu știu să așteptăm normele, dar cine a depus în 2021 va avea gaz. Sunt unii care au deja un an și îi cunosc personal. Prin februarie au depus anul trecut și niciun răspuns. Dar au număr înregistrare și vor fi scoase la licitații de către Delgaz gratuit aceste extinde. Asta e. Iar legat de documente, poate să mă sune oricine, știu numele, e simplu, intrăm pe site-ul Delgaz, le scanăm și le terminăm acolo. Fără niciun cost, fără nimic. Și a doua zi vine numărul de înregistrare. Nici nu trebuie să treacă pe la Delgaz, să stai la coadă acolo sau mai știu eu ce. Deci, viitorul sună bine. Mulțumesc, domnul consilier. Vă rog, ultima, domnul consilier. Am mai răspuns-o și eu refer, pentru că nu s-a întâmplat nimic. A trebuit amplasată o oglindă de pietre la ieșirea din partea de blocurilor de ui, deci spre Capitan Bușilă, pentru că sunt multe mașini parcate și vizibilitatea este foarte mică. Și de asumi, cred că domnul primar va vedea la extinderea iluminatului public și cablurile vor fi montate subteran, așa cum spune legea. Da? Și vom avea un iluminat modern, măcar cu 700 de lămpi. Da, cu privire la extinderea și la implementarea acestui proiect, haideți să vedem un pic care sunt condițiile proiectului, cine îl finanțează și ce așteptări au avut finanțatorul. Finanțatorul este Guvernul României prin programul Mediu și în această etapă vor fi înlocuite cele 700 de lămpi, 701 lămpi, pe străzile pe care le-am nominalizat, sunt cele 56 de străzi, dar cu schimbări de rețea doar acolo unde este cazul. Deci se va utiliza rețeaua existentă, așa cum este ea. În acest proiect care a fost, va fi finanțat de Guvernul României, noi ne-am făcut treaba, am depus documentația la timp, a fost evaluat, a fost declarat eligibil, am făcut licitația, s-a finalizat procesul verbal de încheiere a licitației și urmează constructorul desemnat să vină și să predăm plasamentul și să eliberăm autorizația de construire. Deci nu putem acum să deformăm realitatea. Ceea ce ne dorim cu toții, să ajungem într-un sistem din ăla metropolitan și într-o zonă cu toate cablele băgate prin infrastructura, pe sub infrastructura rutieră, e un concept, dar haideți să nu ne îmbătăm cu apă rece că se va schimba în perioada asta sau în perioada imediat următoare. Aia presupune alte lucruri. Da, vedeți, sunt câteva localități mari, municipii, reședințe de județ, care au avut și au încercat pe anumite trasee principale să facă lucrul ăsta și au reușit, dar cam atât. Iar pentru cea de-a doua etapă, văzut prin Ministerul Mediului, a fost lansată o nouă sesiune, am depus și acolo pentru încă 800 de lămpi și cu diferența acelor străzi care n-a încăput în prima finanțare. Sperăm ca evaluarea să fie pozitivă și să fim declarați câștigători. Mulțumim, domnule. Dar am și eu o problemă. Domnul președinte, dacă tot suntem la diverse, mai pot, vă rog, să fac câteva observații. Referitor la învelopare a blocului. Și în proiectul trecut pe port, n-am putut accesa și am pierdut toți banii pentru că n-am putut învelopa. Principalul motiv a fost că nu au existat acele asociații. Rugămintea este ca noi, cei care suntem în Consiliul Local, să spunem cetățeanului că dacă ei nu au o formă asociativă, pe scară, pe bloc, nu poți finanța atât proiectantul cât și constructorul, trebuie să încheie un contract cu o formă juridică. S-a făcut doar blocul G8 cu multe probleme, dar acolo am făcut pe credit, fiecare a făcut credit, dar nu s-au reușit în oraș la ora actuală, pentru că sunt 3 sau 4 asociații. Aportul nostru este să convingem cetățenii de pe scară
să aibă o formă asociativă. Această formă asociativă, nu asociațiile de proprietari care au fost odată de locatari. Că de aceea să sperie cetățeanul și domnule, știu ce a fost acolo. Cu tot felul de președinți, de administratori de societăți. Trebuie această formă pe scară sau pe bloc, pentru că și furnizorii de utilități vând la intrare în bloc. Și vedeți ce probleme avem cu apa, pentru că nu există un reprezentant al locatarilor care să citească contorul și să descarce pe fiecare apartament. Acolo unde este, nu se plătește 1,4-1,5 din consumul de apă. Și atunci noi venim în sprijinul cetățeanului, dar nu spunându-i cetățeanului că nu vrea primarul sau nu vrea consiliul local. Ce să spunem noi, faceți și dumneavoastră treaba care o faceți, că la un moment beneficiar este cetățeanul. Și mai este un aspect. De ce nu vor să anvelopeze pe acest proiect? Pentru că el costă la negru jumătate cât ar costa pe proiect. Și atunci sigur că omul ce face, găsești doi meseriași, vine timp din polistirenul, a dat cu ce vopsea multe la acolo și a rezolvat problema. Deci acestea sunt situații reale. De ce nu s-a putut accesa? Am avut și bugetul trecut prinsă sumă pentru anvelopare, am văzut și în proiectul de buget care a fost pus în dezbatere publică, la fel această sumă. Haideți să o cheltuim. Dar primăria nu poate decât să sprijine, să consilieze și să vină cu cota aparte. Sunt proprietari. Nu pot să anvelopez un bloc unde sunt 100% proprietari, că atunci vine și cetățeanul care are casă și spune, nu, anvelopează-mi și mie casa, că și eu plătesc impozit. Vă mulțumesc tare mult. Ok, mulțumim și noi. Mai am și eu o problemă. Vă rog. Dacă s-a mai avansat ceva cu sensul giratoriu de pe cei negri, intersecția cu 9 mai, am văzut de unăs pe rețelele de socializare, discuții, că se va face un sens acolo la intersecția cu DN12, așa, la Zlănic. Nu știu dacă chiar e nevoie acolo de un sens giratoriu, destul de fluent pe circulație. Un sens giratoriu nu acolo. Aici, am înțeles, erau discuții pe undeva pe DN cu Slănicu, că se va face acolo, nu știu dacă chiar e neapărat nevoie. Bine, e treaba drumului național acolo, DN, e treaba noastră, Consiliul Județean. Adică destul de fluent acolo circulația, nu știu de ce le trebuie sensul, mă rog, e problema lor, dar aici ne interesa. Aici chiar se trei luni de zile a durat schimbul de documente între instituția primăriei, consultantul pe care l-am luat, Poliția Rutieră Bacău și Drumul Național Bacău. Am reușit până la urmă și să armonizăm acel proiect conform cerințelor acestea și chiar astăzi am primit un mesaj că documentația a fost depusă, de fapt a fost depusă o dată la începutul anului 2022 la Drumuri Naționale Iași, la Departamentul Infrastructură, s-a întors înapoi că a cerut niște clarificări și astăzi, ieri s-a depus în varianta completă și au acceptat și clarificările, răspunsurile la clarificări și sperăm că în câteva zile să vină avizul final și să putem procede la derularea pur și simplu a investiției, pe partea de semaforizare. După care urmează să finalizăm proiectul pe partea de deuri. E contractul semnat de proiectare a parcărilor, pentru că trebuie să dislocăm toate parcările, toate autoturismele care sunt acum parcate pe colțul intersecției 1 mai. Deci zona flancă, zona băncilor comerciale de pe față, de acolo fostul sport, pentru că trebuie să le disloci undeva și să facem sensul girator. Marea problemă e că drumurile naționale nu au un studiu de trafic și e parte componentă. Iar ei vin și spun, domnule, dacă vreți să vă să faceți, voi faceți studiu de trafic. Sunt câteva societăți autorizate, abilitate, care fac aceste modele de documentații și costurile sunt pe măsură. Noi am tot făcut presiuni și la nivelul administrativ. Domnule, dar haideți până la urmă, drumul este al noastră. Noi, ca și localitate, venim cu aportul nostru. Facem semaforizare, facem lucrările de construcție a lor. Dar măcar studiu care vă folosește la nivel de... Și să sperăm că vom reuși să trecem și de sincopa asta și după aia să construim și sensul giratorului. Mulțumesc și eu. Altcineva? Atunci, stimați colegi, vă doresc o seară bună și declar ședința de astăzi încheiată. Dacă ședința s-a încheiat, eu vă propun să mai rămânem...